Bună ziua! Alături de noi astăzi în studio îl avem pe domnul prefect Adrian Niță. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce se mai întâmplă la prefectură? Am văzut foarte multe chestii, să le spunem noi, pe care nu le-am văzut până acum la prefectură. Întâlniri cu primarii, consultări, îi ajutați. Cam cum v-ați organizat în ultima perioadă? În afară de întâlnirile care se desfășoară în mod curent și care punctează diverse probleme care se reglează la nivel organizatoric în fiecare început de an, mai avem și întâlniri punctuale pe diverse teme, cea mai importantă probabil fiind cea în care nou înființatul grup tehnic de acțiune vine în sprijinul autorităților locale tocmai pentru a încerca să creștem gradul de absorbție al fondurilor, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri guvernamentale. Încercăm să-i ajutăm ca să nu mai aștepte în colaborarea pe care o au cu instituțiile avizatoare, să evite pierderea timpilor importanți și astfel să reușim ca gradul de absorbție să crească și implementarea de noi proiecte care să crească nivelul de trai în toate comunitățile din județul nostru să fie de succes. Sunteți deja la a doua întâlnire? Da, săptămâna aceasta urmează să avem a doua întâlnire cu primarii, reprezentanții UAT-urilor, ai comunelor și orașelor și cu cei instituțiilor avizatoare, pentru a vedea ce probleme mai ridică aceștia și mă refer la reprezentanții comunităților și nu numai și ce soluții pot oferi instituțiile în relaționarea pe care au cu aceste comunități. Cum s-au arătat primarii sau reprezentanții primăriilor? Interesați, neinteresați, se descurcă singuri, vin? Am fost surprins să constatăm la prima întâlnire care a avut loc luna trecută că primarii au primit foarte bine această înființare a acestui grup tehnic de lucru și din ce am văzut în cadrul ședinței au fost probleme la care s-a primit răspuns pe loc și au fost probleme care urmau să-și găsească rezolvarea, dar cred că întâlnirea a fost una utilă, așa cum sper să fie fiecare întâlnire pe care o vom avea în acest grup de lucru și toți cei implicați să-și dea concursul și să arate bunăvoință pentru a rezolva problemele comunităților. În rest, cum colaborați cu instituțiile subordonate, cu... Colaborăm foarte bine cu toată lumea, pentru că vorbeam de primari, trebuie să vă spun că și cu ei avem o colaborare foarte bună. Nu sunt probleme deosebite, în afară de cele binecunoscute pe care le transmitem ori de câte ori este cazul în grupul de presă pentru a fi apoi făcute cunoscute și publicului larg. Dacă ne referim la situațiile concrete cu pestă porcină sau gripa aviară, pandemia nu ne mai chinuie prea mult, cazurile de COVID s-au împuținat, astfel încât a ajuns așa ca un subiect nu atât de important ca celelalte. În general, treburile merg bine. Chiar vreau să vă întreb, am mai câteva emisiuni și tot am amânat întrebarea. De când sunteți prefect, câte controle ați dispus, trimis sau sugerat să facă instituțiile subordonate prefecturii la firme private? La firme private nu are de ce să facă prefectura să trimită controle. Păi dacă o să verificați puțin înainte de a fi dumneavoastră prefect, cel care a fost înaintea dumneavoastră, periodic vorbea cu cei de la APE, mergeți la firma aia, firma... Adică nu că vorbea, nu, mă exprim greșit. Ordin de la prefectură. Venea de la prefectură, hârtie, către instituțiile subordonate să verifice diverse firme private care întâmplător erau ale PSD-știlor. Întâmplător sau ale simpatizanților.
Să înțeleg că de când sunteți prefect n-ați mai primit nicio sesizare de la nimeni să trimiteți controle? Sunt sesizări, dar nu la modul acesta în care să abuzăm de putere pentru a controla firme. Sau, în orice caz, prefectura nu poate impune unei instituții care, în primul rând, nu este subordonată, dar unei instituții deconcentrate să facă controle. Poate să sesizeze, poate să anunțe, poate să ceară lămuriri, dar nu poți să trimiți pe cineva să controleze doar pentru că îți dorești tu. Să verificați istoricul prefecturii. Nu vreau să intru în istoric, nu mă interesează. Pot să vă spun că nu au fost cazuri speciale, ca să zic așa. Deci nu aveți o listă cu peneliști care trebuie controlați? Nu avem o listă, nu. Nu avem o listă cu nimeni care trebuie controlat pe criteriile acestea de apartenență politică sau de orice altă natură. Dacă am observat eu bine, în zona în care locuiți dumneavoastră s-au desfințat parcările, v-au mutat în altă parte. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile care se întâmplă în Piatra Neamț? Apropo de faptul că ați rămas fără parcare și v-au mutat, cred că este o soluție ok totuși, că erau două benzi acolo. Adică să fac și lucruri bune. Dar cum vedeți dumneavoastră în general ce se întâmplă în Piatra Neamț acum? Eu m-am relocat, am încheiat contract pe un alt loc de parcare, dar problema nu e de asta. Având în vedere că podul de la spital va fi construit de la zero și că acesta va fi demolat, e clar că trebuia găsită o soluție, să spunem așa, de avare pentru a fluidiza traficul din municipiu. Acum, eu nu sunt expert și nu am văzut expertiza emisă pentru acest obiectiv. În schimb, am văzut o declarație a domnului primar care spunea că în situația în care s-ar reabilita perioada de viață al podului, ar crește până la 30 de ani, dacă s-ar face nou, până la 50. Nu știu, probabil o declarație nefericită acum. Dincolo de asta, orașul nu arată bine și nu arată bine nu pentru că sunt șantiere neapărat și că se fac lucrări, chiar dacă ele sunt moștenite, pentru că actuala conducerea administrației locale din municipiul Piatra Neamț a avut un proiect bun și are unul bun în legătură cu acea țeavă de apă, atât de necesară și schimbarea ei, acelei conducte. Din păcate, văd că lucrurile merg foarte lent acolo și nu merg deloc. La țeavă nu merg și deloc. Și suntem în pericol de a afecta și celălalt proiect acesta de mobilitate urbană, care, scuzați-mă, pentru 2023, mie cel puțin mi se pare ca fiind un proiect care e bun pentru comunitate, era necesar pentru că avem nevoie de o infrastructură rutieră care să arate bine, dar este prost pus în practică și la nivel declarativ să mai ieși în 2023 să vorbești despre asfalt pe străzi, borduri, mi se pare foarte puțin. Adică raportat la, nu știu, dacă vorbim raportându-ne la o comună, poate, din mediul rural sau la o țară din lumea a treia, poate însemna mult. Dar dacă ne raportăm la lumea civilizată, să mai ieși în 2023, să povestești despre asfalt și borduri, cred că este foarte puțin. Să le vedem gata, măcar pe astea, că și aici, exact cum a spus dumneavoastră, nu vedem să fie apucat de conductă. Nu se apucă de conductă, faptul nu poți să pună asfalt. Faptul că această conductă, montarea ei întârzie, poate pune în pericol proiectul celălalt. Sperăm să nu se întâmple așa, pentru că nimeni nu-și dorește. În același timp, nu-mi place că pur și simplu la nivel vizual s-a adoptat soluția și mi-ar fi plăcut să existe mai multă implicare din partea Consiliului Primăriei. Dă senzația că schimbăm niște același tip de pavele cu altele mai noi. Bordurile care, trecând peste faptul că multe dintre ele n-aveau, nu erau afectate, erau în regulă, dar puteau să gândească, adică am văzut și comune din România care au ales un alt fel de paviment, care ar fi putut găsi o altă soluție, astfel încât să schimbi un pic cu adevărat, cel puțin vizual, fața acestui oraș frumos de munte, care beneficiază de un cadru natural superb și care merită mult mai mult din punctul acesta de vedere, pentru că tot vedem că se discută despre turism, despre cum să atragem turiști, dar nimeni nu are nicio viziune în acest sens.
Și asta spuneam, m-am mai plimbat și eu prin alte țări, prin alte orașe. Inclusiv stâlpii de la semafoare arată oribil. Am văzut în alte zone că s-a ținut cont și la nivelul acesta estetic de toate aceste probabil aspecte. Aici trebuie să se facă niște bani. Apropo de stâlpi, pe calea Romanului au spus că era prea scump de mutat stâlpii și au lăsat pe centru pistei de bicicliști. Deci da, va fi o distracție mare prin Piatra Neamț. Mie nu-mi place să discut înainte, dar aștept să văd finalul, dar la cum arată și cum se desfășoară și se derulează acum implementarea acestui proiect, e clar că are multe, multe lipsuri. Mai vorbim de stațiile de autobuz, celebrele stații la preț de apartamente, cu două sau trei camere, care au, nu știu, cred că au 2 sau 3 metri pătrați. Și nici nu poți să le folosești. Stau oamenii săraci în spatele stațiilor de autobuz. E puțin penibil ce se întâmplă. La fel, am văzut în alte zone stații mult mai arătoase, ca să zic așa, din punct de vedere vizual și mult mai eficiente, mai spațioase și chiar dotate bine și din punct de vedere al tot ceea ce înseamnă electronic, afișaj și partea asta de media și nu au costat atât de mult. Știu că se mai discută acum despre niște pubele de 27.000 de euro. Eu am spus 25, a fost mai... Chiar m-au certat unii, mă așteptam la drept la replică să spună, nu 25, ci 27. Dar într-adevăr se duc pe la 27.000 cu tot cu TVA. Adică pare că suntem așa într-o reconstrucție haotică care nu face decât să creeze disconfort. Nu se gândește nimeni, dacă tot se creează acest disconfort, ca măcar rezultatul să fie unul pe măsură și să putem să ne bucurăm într-adevăr de aceste proiecte. După cum vedeți, și am mai vorbit despre asta, mai suntem 75.000 de rezidenți în Piatra Neamț conform ultimului recensământ, dintre care cred că aproape 27.800 de pensionari și 16.000 de copii. Nimeni nu ia în calcul categoriile astea sociale, nimeni nu se gândește ce fac acești 16.000 de copii când ies din casă în timpul liber. Nu, le-am făcut un loc de joacă în afară de mall, 100.000 de euro, un strand. Da, și... nu vreau să discut despre prețuri, că deja știe tot orașul la ce prețuri. A fost și celebru Brad, au fost și alte astfel de achiziții ciudate, să le spunem așa, dar e vorba că au trecut deja 2 ani și de mandat și nu avem ce să contabilizăm. Ori nu poți să mai spui, să apari în fața oamenilor, să spui a trebuit să așteptăm 3 ani ca în ultimul an de alegeri să vă pot prezenta ceva. Ori dacă intră toată lumea în reconstrucție, să suferim cu toții. Nu pot unii să stea sute de angajați pe banii pietrenilor cu un fond de salarii de aproape 10 milioane de euro pe an la primărie și restul lumii să nu beneficieze de aproape nimic concret în oraș. Pentru că, vă repet, dacă ies pensionare din casă, în afară de a plimba o sacoșă până la piețe, care și alea la târjalnic, și vorbim despre a ne hrăni corect, vorbim despre faptul că trăim într-un mediu oricum poluat și că ar fi necesar în perioada aceasta de criză ca oamenii să poată să se alimenteze sănătos și la prețuri decente. Ori vedem că în oraș piețele, dacă ne referim la cele de cartier și o să vorbesc de Mărăței și Dărmănești, arată ca după război. La Preci stai un pic altă situație, dar dacă ne referim strict la Piața Mare, eu cred că ar trebui ca toți producătorii locali din județul ăsta să beneficieze gratuit de un loc acolo în care să-și expune și să-și vândă marfa. Pentru că înțeleg că au crescut și acolo chiriile la tarabe. Păi, vă spun eu exact și cât au crescut. Ei au licitat la început pe o tarabă, de regulă le trebuie câte două, că sunt foarte mici. Au licitat pe o tarabă 600 și ceva de lei, acum au ajuns la 150, la 1500 de lei de tarabă. Deci ei, imaginați-vă că sunt atâția oameni din pensionare, ăștia 27.700, trebuie să vă spun că vreo 11.000, dacă nu mă înșel, trăiesc cu venituri de până în 1500 de lei pe lună. Ei, imaginați-vă că toți oamenii ăștia ar vrea să mănânce sănătos. Mâncare la preț de producător.
Pentru că un țăran care vine din comunele limitrofe să-și vândă marfa la piață, nu se va alinia la prețul supermarketurilor. El își va vinde ca să-și acopere cheltuielile, pentru că țăranul român e un om cinstit și își evaluează corect munca. Ori nu are această posibilitate și o să-mi spuneți, sigur că sunt niște spații, nu domnule, în piața mare, piață care ar trebui să deservească municipalitatea și acest oraș, ar trebui ca orice producător de aici din zonă și biroul acela din primărie care se ocupă de acest aspect de a elibera acele certificate și autorizații de producători, ar trebui să ridice un pic din birou și să meargă în teren să vadă cum am ajuns ca în Piața Mare să fie atât de mulți revânzători, da, să le spunem așa. Să le spunem oameni care n-au avut nicio legătură, nici n-au văzut în viața lor o oaie și vând brânză acolo și iau de pe la toți și își pun adaos. Cum au ajuns să fie unii care ne vând produse, fructe și legume din Turcia sau de prin alte părți și au câte 10 tarabe, poate? Asta ar trebui să facă primăria, să se ocupe de bunăstarea celor care plătesc taxe și impozite, pentru ca sute de angajați să ia în fiecare an aproape 10 milioane de euro salarii la primărie. Pentru că, mă scuzați, dar vorbim de digitalizare, vorbim despre tot felul de instrumente, telefonie, tablete și absolut tot ce ne vine în ajutor din punctul ăsta de vedere. Dar numărul funcționarilor tot crește în primărie. Adică în 90 ceva erau până într-o 100 de angajați și scriau cu un creion la ureche, cu radieră și cu col de indigo între foi. Și acum sunt sute și tot nu mulțumim jumătate aproape din populația care era atunci prezentă în oraș. Acestea sunt niște aspecte care ar trebui luate în calcul. Da, deci merge digitalizarea asta de... Pe final am să vă mai pun o singură întrebare. Dumneavoastră nu sunteți și nou. Dacă tot, mă scuzați, dacă spune tot vorbim, am luat niște aspecte simple de data asta. Nu se gândește nimeni, așa cum spuneam, la acei copii când ies din casă. N-am văzut între toți acești 17-18 consilieri cât a avut domnul primar în anii aceștia, pe cabinetul personal, mai vorbim de tot sutele de angajați din primărie, tot vin și se plâng oameni care fac sport, foști antrenori, foști sportivi de performanță cu rezultate, care au fost niște ambasadori pentru orașul ăsta. N-am văzut unul acolo angajat care se ocupe de acest fenomen. Și mi-ar fi plăcut dacă tot avem sala polivalentă. Primăria, în loc să țină sute de angajați care... Mulți dintre ei știm ce se întâmplă acolo. Îi șicanează pe cei care muncesc cu adevărat. Sunt poate pile care în loc să-și facă treaba stau și se bucură de influența pe care au prin toate instituțiile, în față. Prin toate instituțiile, da, avem. În toate instituțiile, da. Acolo sunt sute. Și vorbim de 10 milioane de euro pe an. Dacă toți ții sute pe banii ăștia, angajează și 10 sportivi de ăștia cu un salariu și dă-le voie oamenilor când își scot copiii să... poate programa niște antrenamente în sala polivalentă, gratuit, că de asta trăim în orașul ăsta. Eu asta nu înțeleg. Totul se plătește după ce plătești taxe și impozite. Da, din păcate, da. Când scoți copilul din casă, la teatru nu poate să ducă pentru că îi poate o piesă sau două pe săptămână, dar în restul timpului ce să facă? La biblioteci, după cum vedeți, nu prea se mai duc. Nu poți să-i trimiți pe toți numai în baruri și la moluri. Trebuie să aibă niște opțiuni. Sportul te educă, sportul înseamnă spirit de echipă, sportul înseamnă igienă, sportul înseamnă foarte, foarte mult. E foarte important și înseamnă sănătate pe mai târziu. Și v-am dat doar un exemplu. Adică toată lumea se axează iar pe borduri și pe a prezenta șantiere, dar nu văd pe nimeni să prezinte un viitor pentru oamenii din oraș. Are un consilier, domnul primar, o doamnă fostă sportivă, poate îi mai atrage atenția. Ar fi minunat. Spuneam că vreau să vă întreb pe final de emisiune, dumneavoastră ați văzut multe în piața politică, că nu ați intrat de ieri în politică. Acum sunteți la PSD, cu o funcție în PSD Piatra Neamț, în conducerea organizației, dar ați mai fost și pe la alte partide. Da. Ați văzut vreodată, că aici vreau să vă atrag atenția, nu dumneavoastră, ci celor care se uită. Anul trecut sau acum 2 ani de zile, pe banii primăriei s-a
reparat acoperișul de la sediu PNL, 1,5 miliarde ceva, și anul acesta au prins din nou un buget în jur de 3 miliarde să facă curat, să facă frumos în sediu PNL. Ați văzut vreodată primăria până acum să investească în sedii de partide? Nu știu, nu am aceste date pe care le prezentați. Nu, zic că ați văzut până acum, până la ora actuală, cât ați fost prin politică, ați auzit bani de la primărie, băgați în... Nu. Știu că se oferă acele sedii, oricum la prețuri reduse, unde se plătesc chirii modice sau deloc, și doar utilitățile, dar să investească și în reabilitare, până acum n-am auzit. E ceva nou. Da, poate o fi, ei au două sedii oricum. Adică, la sediu de aici, de lângă tribunal, nu la cea de la Pietricica. În sediul ăsta, apropo de domnul de la primărie și de activitățile astea pentru tineri, înainte mergea un domn renumit, îmi scapă numele, dar am avut plăcere să-l reîntâlnesc în vara trecută, chiar aici, în Parcul Tineretului, mergea prin fiecare clasă la școală și... lua copiii, îi selecta pentru dansuri. Acolo unde acum e sediul PNL-ului, înainte se făceau dansuri. Acum sunt altfel de dansuri, atunci erau dansuri pentru copii. Apropo de sediul acela. Cred că i-au și-au păstrat... Da, nu știu. Și-au păstrat. Și-au schimbat doar titulatura. Vă mulțumesc foarte frumos și am să încerc să mă țin de capul dumneavoastră să venim măcar o dată la două, trei săptămâni să vorbim. Vă mulțumesc frumos și zi frumoasă. Mulțumesc și eu pentru invitație. Zi frumoasă.